Eu vă salut, băbății, și bine ați venit la un nou video de pe acest minunat canal. După cum ați citit și în titlu, astăzi vom filma cele mai bune trucuri și spoturi pe mapa Sandstone, dar sigur că da, și haideți să trecem la episod. Dar nu înainte de asta, băieții, haideți să dăm și la roata abonaților, să vedem ce zice, așa că fiți respectuoși și faceți ceea ce zice roata. Ok, băbăiți, suntem aici cu roata, haideți să vedem ce ne pică. Da, băieți, după cum se vede, a picat comentariul plus like, așa că lăsați acolo un comentariu, lăsați acolo un like și priviți mai departe videoclipul. Ok, bă, băieți, după cum știți, mulți care vin din terul, da? Vin, se urcă scări, alea, controlează, se uită pătrat că nu e nimeni și stau și campează exact aici, da? Stau și campează, sar și vă află pozițiile. Vă arăt eu imediat cum să aruncați un grenade ca să lăsați low și să aveți șanse mai mari de câștig. După cum se vede, acolo este un punct mai accentuat. Dați voi acolo un glonț ca să-l vedeți mai bine. Vă puneți chiar în colț aici, băieți, să nu vă fie frică că nu vă mănâncă nimeni. Așa, puneți ținta pe locul unde ați tras, puțin mai sus. Dați drumul și poftim. Grenada s-a dus direct în pătrat, acolo unde ați avut voi nevoie, așa că aveți șanse, nu că aveți șanse, l-ați lăsat low și poftim, vă duceți un glonț 2 și dacă n-are și armură, e și mai bine pentru voi, dar sigur că da. Ok, bă, băieți, mergem cu următor truc mai departe, dar sigur că da, după cum știți și voi, mulți care vin din terul, vin aici, plantează bomba și au plecat ca să se stea chem, da? Dar voi, ca să nu vă chinuiți, ca să nu vă temeți că nu luați runda, faceți următor truc și cu siguranță veți lua runda, da? După cum vedeți, este aici linia asta, vă puneți pe această cruciuliță, cum să-i mai zicem, să-i zicem și noi așa, cu ținta dumneavoastră puneți exact la antena aia, faceți un jump și aruncați smoke-ul. Poftim, smoke-ul a picat acolo unde ați avut nevoie, vă puneți ce dați def, da, și ăla nu va avea alea. Sau dacă e mai dat și voi un grenade așa, și dacă sar, îl lăsați low și poftim, ați luat runda, easy și tu în copile. Ok, băieți, următor truc pe care vreau să vă-l arăt, veniți la zidul ăsta, da? Îl vedeți și voi, cred că toți cunosc locul ăsta. Vă puneți aici frumos așa față în față cu el, dați un flash, să se lovească de marginea aia și toți care se află, inclusiv aia care sunt aproape de site, vor lua inclusiv longul și ăla care stă chem pe acolo, va lua flash-ul. Ok, băieți, pentru următor truc așa să vă zic că aveți nevoie de un flash, da? Vă puneți în poziția asta, așa, nu contează, puteți crouch, puteți și ridicat alea, dați flash ca să se lovească de marginea asta și să se ducă, să îi ricoșeze și să se ducă aici, așa. Vă arăt imediat, poftim, flash-ul ăsta este de lung și de pătrat, dar sigur că da, puteți da flash simplu și easy. Puteți lua minim un kill, două, dacă cineva va sta chem pe aici. Ăla a dat flash-ul. Flash-ul i-a dat alea la ochi. Și na, easy kill. Ok, băieți, următor truc se află pe ea, dar sigur că da. Vă aflați apps, da? Veniți, nu știu, veniți de jos, veniți din... Nu știu, de unde vor mușchii voștri, veniți. Și dacă scoateți capul, ăla care se află în poziția aia vă poate da headshot. Și ăla de acolo. Și dacă dați puțin pic și ăsta de aici, vă poate lua. Așa că vă arăt eu imediat. Luați un grenade, dacă l-aveți, da? Vă puneți frumos așa aici, da? Ca să se vadă geamul ăla, da? Dacă se vede geamul ăsta, e easy și e perfect. Dați puțin spre stânga până când îndreptați și dați drumul la grenade și aruncați. Și poftim. Grenade-ul s-a dus acolo și dacă aveți bulanul să fie cineva,
l-ați lăsat low sau dacă mai e cineva în echipă cu voi, ați aruncat două grenade-uri și dacă se află acolo minim 2 player. Eu zic că easy, poftim, vă mai arăt odată să nu ziceți. Alea, poftim. Gata, și e easy. Știți ce zic? Ok, luați un flash, alea. L-ați dat exact acolo. Și ăsta de aici, care se află aici, nu contează unde. Dacă, doar să nu se afle în poziția asta, dacă se află aici. Și în partea asta, va lua asta flash-ul. La fel și cu grenade-ul, vă arăt imediat. Ok, băieți, aveți un grenade în mână, da? Tot așa, luați cel, dați exact în colțul ăla. Și poftim, unde a explodat ăsta. A explodat și îl ia și pe ăsta, îl atinge și îl atinge și pe ăsta cât de puțin, dar na, îl atinge, așa că puteți să-l ripe el, maxim un hit, două și gata, el e easy. Ok, băieți, iarăși vă aflați în ADA, vă aflați în Apes și știți că este unul long, alea, îl știți, sunteți siguri că e acolo, luați un smoke, vă puneți lângă stâlpul ăsta, cum se numește el, că-i dau bani, și aruncați un smoke exact așa și după cum vedeți, smoke-ul acoperă intrarea aia și easy, săriți pe el, faceți ce vor mușchii voștri. Ok, băieți, trucul ăsta este în B, după cum mă vedeți pe mine în site, da? Vă luați oricare dintre grenezi, flash, smoke, mă las, alea, și ce zic? Luați, hai eu să iau flash-ul, da, poftim, iau și îl dau și el se va duce long și pătrat, da, cei care se află pe lângă long și pătrat vor lua flash-ul, da, sigur că da, la fel merge să dați flash-ul de aici, va fi pentru pătrat, da, sigur că da, poftiți, și da, alea cam pace, ce voi știți ce zic, ca asta din pătrat să nu aibă șanse să vadă nimic încolo, doar când dă pic, știți ce zic. Ok, băbăți, eu vă mulțumesc că ați vizionat acest videoclip până aici. Nu uitați să apăsați pe butonașul de like, alea, să vă abonați la canal dacă nu ați făcut-o. Eu am fost Soft, pe data viitoare. Ciao!